salutăm pe toți care iubiți Cuvântul lui Dumnezeu. Harta pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, să nu ne încurcăm, să nu ne rătăcim, ne arată clar direcția și cine este cel care ne protejează. Psalmul 119, versetul 11, versetul 105 spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Astăzi, 28 aprilie 2023, din textele afișate doresc să împărtășesc cu dumneavoastră pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetele 44 la 56 și capitolul 24, versetele 1 la 12. Ne este zugrăvită moartea, înmormântarea și învierea Domnului Iisus Hristos. Iisus din Nazaret a fost cea mai importantă personalitate apărută vreodată în istoria umană. Niciun alt om nu îl poate egala. El este cea mai importantă personalitate care a umblat vreodată pe prăfuitele cărări ale vieții. Dar din tot ce a fost și este el, motivul principal pentru care a venit pe pământ a fost acela de a fi Mântuitorul nostru. El este Fiul lui Dumnezeu și singura speranță pentru lumea aceasta. Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetele 44 la 49, ne relatează moartea lui Iisus Hristos. Dacă stăm și ne gândim la suferințele pe care le-a îndurat Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce, în trupul său și în sufletul său, și căutăm să ne lămurim și să vedem ce anume s-a întâmplat în cele 6 ore, trebuie să fim încredințați de un lucru și anume că ceea ce s-a petrecut acolo nu a fost o întâmplare, era sfatul plănuit al lui Dumnezeu mai dinainte pentru mântuirea noastră, a neamului omenesc, sfat care își găsea acum împlinirea. Trebuie să privim pe Iisus Hristos pe cruce cu ochii credinței ca să-L vedem suferind acolo pentru noi, pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu. Numai așa înțelegem taina jertfei sale. Când era pe patul de moarte, marele vestitor al Evangheliei Spurgeon spunea: Hristos a murit pentru mine, aceasta îmi este de ajuns ca să mor în pace. Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetele 50 la 56, ne relatează îngroparea lui Iisus Hristos. Dumnezeu, în planul său veșnic, a avut în vedere moartea fiului său, a ales pe Iosif din Arimateea să fie în Sinedriu. L-a folosit să coboare de pe cruce trupul mort al Domnului nostru Iisus Hristos. Era nevoie pentru o astfel de lucrare de un om bun și evlavios. La romani era obiceiul ca trupurile răstigniților să rămână pe cruci. Totuși dădeau voie rudelor celor osândiți să le cumpere. Pilat n-a cerut lui Iosif nimic, cu toate că acesta era un om bogat. Aflând că Iisus murise, Pilat a rămas mirat, fiindcă Iisus nu atârnase pe cruce decât 6 ore și a dăruit lui Iosif trupul, iar el l-a pus într-un mormânt. Versetul 53 ne relatează și ne spune: l-a dat jos de pe cruce, l-a înfășat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 1 la 12, ne relatează învierea lui Iisus Hristos. În lumea minciunii este greu de primit adevărul. În lumea necredinței
Este greu să crezi pe Dumnezeu. În lumea basmelor e greu să primești realitățile. Apostolii, fiindcă uitaseră cuvintele spuse de Domnul Iisus despre patimile, moartea și învierea sa, nu mai puteau să creadă nici vestea pe care le-au adus-o femeile despre înviere. Adevărul este ca un lanț. Dacă scoți o verigă din mijlocul lui, nu-ți mai iese de niciun folos. Apostolii nu credeau cuvintele femeii din pricina neștiinței lor, nu din reavoință. De aceea, la auzul vestei învierii, înainte de a crede, s-au grăbit să cerceteze lucrurile. În urma cercetării au ajuns la adevăr pe care l-au primit cu toată puterea și credința, apoi l-au vestit fără încetare până la moarte. Aș vrea să închei cu versurile unei cântări cunoscute care spune: Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce, El a murit, iar eu am fost salvat. Iubirea Lui mi-a renăscut iubirea. Iisus și eu, ce dulce ne-am legat! Iisus și eu, spre țara minunată, oricât de grea povara vieții ar fi, nimic din drum nu poate să ne abată. Iisus și eu alături vom păși. Iisus și eu, în casa de lumină, vom fi curând și nu vom mai pleca, și bucuria ne va fi deplină. Iisus și eu, nedespărțiți vom sta. De reținut pentru noi toți credincioșii, Iisus Hristos este viu. Fiți binecuvântați de Domnul!